Oameni buni, nu vă uitați la freza mea, nu vă uitați la tricoul meu, nu vă uitați nimic, pur și simplu ascultați-mă ce am dispus. Că e dezastru, e dezastru, cum spuneți voi, Penti strigător la cer. Deci treceți peste freza mea în care vă blocați toți, treceți peste tricoul meu slăbit și ascultați aici ce am dispus. Dacă în video ăsta o să fiu ceva mai spicy, îmi cer scuză, dar eu am impresia că unii dintre voi sunteți mai bolnavi decât mine. Voi mă faceți pe mine bolnavă, însă voi sunteți demenți. Hai să vă spun de ce am făcut acuzația asta, dacă pot să spun așa. Păi mă, înainte de toate, Vreau să fiu foarte clară și specifică. Cine crede e bine de bine, cine nu, e fix problema lui. Eu știu că, sincer, de aici încolo, nici că mă interesează mai mult sau mai puțin. Vreau să spun așa. Video ăsta are legătură cu... Deși am promis că nu mai zic nimic. În video 242, pe care l-am postat pe data de 27 septembrie, anul ăsta, 2022, eu am promis că îmi țin gura închisă în ceea ce îl privește pe unul dintre pastorii de la Biserica Betania din Irlanda, Dublin. Mai exact în legătură cu fratele Valerian sau Vali. Am să țin gura închisă în legătură cu el, da? Numai că am aflat niște chestii și nu-mi vine să cred cât de nesâmțâți penalii de și scros sunteți unii dintre voi, bă. Eu am vrut să nu mai vorbesc așa, dar nu mai pot. Nu mai pot. Video ăsta are legătură exact cu fratele Vali, pastorul de la Biserica Betan. Și cu niște idioți care sunteți voi, idioți. Înainte ca să zic ce am de spus în legătură cu fratele Vali, cu pastorul de la Betania, țineți cont că eu nu sunt părtinitoare cu nimeni din biserica aia, din Betania. De fapt, nici cu o biserică, eu nu, eu nu sunt părtinitoare cu nimeni. Cu atât mai puțin, n-aveți cum să vă gândiți după ce ascultați video ăsta, că eu aș fi părtinitoară cu fratele Vale. Că nici măcar eu nu-l cunosc pe omul ăsta. Eu exact cum l-am văzut pe fratele Vale, așa l-am văzut și pe Avram, și pe Călin, și pe unii care se expus în mediul online, eu doar ce văd online comentez. Eu nu mă bag în viața privată a nimănui. Deci nu aveți cum să-mi spuneți după video ăsta că eu sunt cu fratele pastor Valerian sau Vali, cum îl știți, pentru că sunteți penal. Însă mă deranja niște tâmpenii pe care le-am aflat. Înainte să spun ce am dispus, vreau așa să vă întreb, băi, babornițelor care ați stat atunci când au avut loc inaugurarea, dacă eu pe 27 am pus video meu, 242, 27, 26, 25, înseamnă că pe 25 mi-a făcut acum un calcul rapid. Pe data de 25 septembrie 2022 a fost inaugurarea oficială a Bisericii Betania. Da? Bun. Voi coropișițile de femei care v-ați pus aproape de fanfară, știți că a venit fanfara de la altă biserică și a cântat tu-tu-tu-tu-tu-tu? Da? Mă, Cam mă refer la alea care o sta pe acolo, că dacă surorile mele au auzit, înseamnă că ați fost aproape de fanfară, că altfel n-ar fi auzit. O venit două surori de ale mele, mă, la biserică, la voi. Oare și nu v plăcut la ele? Nu v plăcut roțile de la căruciorul o soră de-a mea? Sau nu v -a plăcut tocurile și rochița purtată de cealaltă soră? Hă? Nu vă stă bine rochea cum îi stă ei? N-aveți tocurile? nu le și spurta cu stil cum le poartă sora mea? Că vedeți voi. Am mai zis eu și în alte videori. că nu la oricine stă cu toc. Eu măcar știu și nu-mi bag de tocuri. Eu nu mi le iau că, doamne, și fereaște, travesti scrie pe mine. Dar multe dintre voi purtați stocuri și măcar nu știți să purta. Voi, pe voi ce v-au deranjat la alea două surori ale mele? Tocurile sau roțile de la căruțul o soră de-a mea? Că vedeți voi, o soră a fost în cărucior și o altă soră a fost pe tocuri. Ha? Ce nu v-a plăcut, mă? Încât surorile mele când au ajuns și s-au pus acolo lângă fanfară, să audă că vă întrebați între voi, astea surorile lui Naomi? Adică ce legătură au ele sau ce vin au ele, dacă vreți, cu ceea ce postez eu online. Sau stați, ați vrut să-mi salutări prin ele? Vedeți că data viitoare, sora mea care a fost pe tocul, s-ar putea să se întoarcă și să vă zică și -o dau -o din noroc, știți? S-ar putea să vă zică și dau -o din noroc. Ca ce chestii le-ați făcut voi pe ale să se simtă prost și să întrebați astea surorile lui Naomi? Cât de penale puteți fi? Măi, dacă aveți ceva cu mine, lăsați comenturi online. Nu vă luați de nimeni din familie de la mine. Eu sunt responsabilă pentru tot ce postez pe YouTube. Nu surorile, nu frață, nu... Îți voi? Ca să vedeți că sunteți de penal. Pe urmă, am întrebat eu când am făcut video la 242, care l-am postat pe data de 27 septembrie, am întrebat, așa, publicul, că știam că cineva o să-mi ofere răspuns, am întrebat că oare de la Muntele Sionului nu a fost nimeni invitat. Sau s-o invitat, adică o invitat cei de la Betania, dar nu a vrut să vină nimeni de la Muntele Sionului. Eu am vrut să văd care a fost faza. Nu a fost nimeni invitat sau s-o refuzat invitația. Și ca să aud, ca să aud că e fapt. Eu sper să fie adevărat, și am auzit. Dacă greșesc, să mă, verifice, să mă uh, corectează cineva. Mi s-a spus de către două, trei surse că, de fapt, cei de la Muntele Sionului au fost invitați de către conducătorii Betaniei, de la Biserica Betania, doar că ei au refuzat să meargă. Păi, mă. Nici nu mă mir că. Vezi, doamne, pastore David Cornel și tu, deacune de dănuț de ți bă, vă rămeu ți o cresc cu colesterolul, de la atâta mândrie, mă? nu vă cresc cu colesterolul. Păi dacă vă chemat, dacă vă invita ăștia de la Betania, da, și țineți cont că eu nu țin nici cu Betania, că dar am video care stau dovadă vie, că am criticat. Dar așa nu-mi vine să cred, penti pe penti, să prigonesc. Eu v-am spus, eu și în alte video că nu știu la ce aveți treabă cu mine, când e fapt voi, între voi nu vă înțelegeți. Era de bun sâmbt și de bun augur, dacă o biserică, soră în Domnul, că e tot penticostală, tot din secta asta face parte de voi invitați, de ce nu ați onorat cu prezența, mă? De ce nu v-ați dus la Betania? Că doar, hai, că eu când am zis că aștept să mă contactați cu problema pe care am avut-o, cine îmi urmărește videourile știe la ce mă refer, L -am, adică am solicitat și intervenția pastorului David Cornel și intervenția așa zisul meu, Dănuț Roș, care e deaconul la Muntele Sionului, nici nu mă contacta niciunul. Păi cum să mă contactați pe mine, vorba aia păgâna satului, când voi de fapt nu v-ați onorat cu prezența nici frață? Sau ați fost la biserică și n-ați vrut să ieșiți în față, că deja nu mai înțeleg nimic. Păi mă, măcar ăla de la Betesda. Mi-a plăcut de ăla, deci n-are rău să nici nu-l cunosc. Că eu v-am spus, patru ore cât m-am uitat, deci eu duminică am fost foarte busy, am ajuns târziu acasă și m-am uitat la tot programul de inaugurare, ăla de după masă, nu de dimineață, care au fost patru ore, dacă nu mă înșel. Și am stat pur și simplu și mă uitam, secundă de secundă, nu fluieram pe tavan, mă uitam să văd fiecare mișcare, fiecare gest, că doar zbaborniță, nu? Și, mă, când am văzut că de la muntele Sionului nu merge nimeni, l-am văzut pe ăla de la Beteza, că am și uitat cum îl cheamă, mă, ăla s-a dus, ca și cum eu salutat și-a plecat. Nici nu cred că o să mai mult de un la învon. Dar s-a dus, ca și cum le-a transmis salutările de la Beteza și s-a dus. Dar voi? Voi ăștia de la muntele Sionului vă credeți cumva... Ce vă credeți voi, bă? Ce vă credeți voi? Sfință cui? Dacă cumva Dumnezeu vă trage la răspundere și vă întreabă de ce nu v-ați dus să-i salutați pe frață voștri, ce le spuneți? Copușcat mândria în voi? Copușcat fiarea în voi? Păi nici nu mi de mirare că nu m-ați contactat pe mine dacă voi nici măcar n-ați onorat invitația fraților de la Biserica Betania. Indiferent că îl considerați Babilon, dacă îl considerați așa, eu ce puțin așa consider că e un Babilon, îi dozămată, voi invitat, trebuia să o onorați cu prezența. Sau nu cumva să vedeți vreo soră de la, betea, de la Betania pe tocuri, fără batic, cu machea și doamne și ferește, să fie avută și un decolteu și apun frate mai slăbuzi la munte, nu cumva să intre acolo, că și o ispi, îl, 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 și spitește sora. de nu v zis? Că sunt mai sexoase alea de la Betania? Că vă cred și eu? Îs aranjate, îs puțulite, îs machiate cu căpuțul gol, o rochiță mulată, alea, alea. Vă crezi și eu că ți-a luat că care mai mult direct, tu stângul, faci de opt trit, dezvolți felul de cearcăne, ha? de nu v zis că vă spite surorile? Că, într-adevăr, când o femeie se aranjează și stă bine și pe toc și are și rochiță, ii doamne, ia Că și la hângeri, și la heruvim și hângeri și martir, li s-a pupilele și o de ce nu v-ați dus mă de la muntele Sionului așa de mândri vățâneți? Spre deosebire de voi, eu așa știu că nu v-ați dus, dacă v-ați dus și momițând pe mine sursele mele să le fie rușine, dar în cazul în care nu v-ați dus, păi mă, fratele pastor Vali poate fi considerat martir în contextul de față. De ce? Pentru că el, pentru că el, împreună cu ceilalți, dar bănuiesc că el a avut ultimul cuvânt, dacă nu greșesc, să mă corectează cineva dacă greșesc, printre invitații pe care au avut, dimineața din câte am înțeles, au avut loc inaugurarea ceva mai scurtă, în limba engleză, când au venit niște politicieni și oameni de afaceri, care făceau o parte din politica asta irlandeză și numai spre seară s-a făcut în program românesc, dar în limba română care a durat de altfel și mai mult patru ore. Printre invitați o aflat și mister... Stați să vedem cum îi pronunțăm numele de familie, că e ceva mai ciudat. Printre invitați o aflași și un homosexual, că de aici a început toată problema, pe nume Leo Vratka, dacă pronunți bine numele de familie. Deci, Cilio Vratka, care, la momentul actual, are ca și funcție să ocupă ca și funcționar acolo în partidele lui, adică servește statul irlandez din poziția de politician și ministru pentru întreprinderi, comerț și, ocuparea, și ocuparea forței de muncă. Cu asta se ocupă ministrul ăsta și politicianul ăsta, adică gheiul ăsta, da? No, bu? Vedeți voi, dacă fratele Vali l-a chemat, numai el știe dacă l-a invitat pentru că o fost nevoie să-l invite, că cineva trebuia să taie pamblica aia. Mie că nu a fost numai Leo, irlandezul ăsta, Leo Vratka, ministrul ăsta, nu a fost numai el. Dar el a jucat un rol crucial. Acum eu nu știu dacă l-a chemat pentru că chiar o fost nevoie. Dacă l-a chemat sau l-a invitat pentru faptul că o vrut să fie ca un gest frumos să-l invite? Sau dacă au urmărit să aibă subvienții? Că vedeți voi că ministrul ăsta joacă un rol important când e vorba de subvienții. Știți voi la ce mă refer? Nu no, asta numai fratele Vali și pastorea de la Băseare că știu. Dacă a avut un rol important, dacă nu se putea fără el. Dar omul ăla, gheiu pe care voi îl numiți ghei, a fost prezent la inaugurarea de dimineață de la Betania. Acum unde vreau să ajung? În felul următor. Voi nu v-ați dus ăștia de la muntele Sionului că ați aflat că a fost leovurat ca ministru acolo? Că o spurcat biserica? Sau nu v-ați dus de orgol eu și ați fost? Care motivul? Mă? Oare biserica? Pentru ce e construită? un locaș sfânt de rugăciune pentru ce ai construit? Pentru sfinți? Ori când gata biserica ridicată, coboară numai îngerii și maicile și fac mătănii și genoflexiune în biserică sau poporul se duce? Sau cei păcătoși, că voi vă credeți toți sfinți, numai cei din LGBT sunt păcătoși, în cazul de față ministru și politicianul ăsta, Leo Irlanda irlandezul ăsta, da? Păi spuneți și mie, care e mai păcătos, un gay sau un bârfitor, rancunos, mincinos și plin de mândre de la muntele Sionului? Care e mai păcătos? Ha? Eu nu știu ce cântar aveți voi, bă. Voi cântăriți așa numai cum si cum ca babile alea din piață care vreau să fure la cântar. Tu ceri un kilogram de păstăi, alea îți mă două, numai ele știu cum fac. Așa și cântarul vostru, când vreți un păcat să tragă mai mult, ai, nu mă duc că a fost leu vrat, că acum să mă duc. Și a spus asta în cârcă la fratile Vale. Acum, nu mă mai puteți voi acuza pe mine că n-am spus sau că am zis altfel, că vedeți voi. Video 242, pe care l-am făcut și care a fost publicat pe data de 27 septembrie. Eu l-am făcut mai înainte de data de 27 septembrie, numai atunci l-am upload de, l-am încărcat, de eu l-am făcut înainte de data aia, că vedeți voi. Uneori fac video și le țin în telefon, alteori le țin două, alteori le și încarc, pentru că îmi și trebuie memorie la telefon înapoi. Depinde, depinde. Dar atunci l-am avut cu ceva, cred că l-am făcut luni și pe marți l-am pus. Adică eu aveam video în telefon. Da? Pentru că, cum a spus și în video respectiv, eu am venit seara acasă, duminica, că și știu exact ce am făcut în duminica am venit, m-am uitat la video și pe urmă luni l-am făcut și luni seara, cum ar fi spre dimineață, nu știu cum, pe 27 l-am pus. Da? Acum nu mai puteți spune că ce zic că acum nu am zis pentru că la video ăsta, în primul coment o să atașez episodul 242 ca să dați cu degetul pe el și să vedeți că de fapt e adevărat ce spun. Nu mai mă puteți lua cu aburel că mințesc, că nu mințesc, că video e acolo. În video respectiv am spus următoarele. Am felicitat Betania pentru deschiderea lor pompoasă și trească Babilonul. Am făcut mici avertizări că o să revin și că eu să fie următorii pe listă. Deși în video ăsta nu mi era în calcul nici vorbă, numai că mi-au auzit urechile niște trebuie și trebuie să le lămuresc și să vă trag de urechi în public, că v-am spus eu zvameșu de pe pământ, de judecată, să ocupă Dumnezeu în care credeți voi. După ce i-am felicitat pe cei de la Betania, am făcut o precizare și o mențiune foarte importantă, în care eu am spus următoarele, ceva de genul, că o să fac unele video în legătură cu Betania, numai că fratele Vali, pastorul Vali de la biserică, o să fie tăiat de pe lista mea, adică pe el nu o să-l mai menționez. Dar asta nu înseamnă că pastorul Avram, că Onițoiu sau cum îl cheamă pe celălalt, nu înseamnă că ei scapă. Nu, 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 nu. Doar fratele Vali. Și de ce am zis eu în video 242 că fratele Vali e grațiat de mine? De ce am spus? Vă aduceți aminte? Am spus pentru că eu am impresia că fratele Vali e foarte bolnav. Acum vedeți voi. M-au sunat câteva persoane, cu altele m-am întâlnit și au zis, bă, Naomi, tu ai vorbit cu cineva de la Betania de a știut chestia asta. Am zis, ce chestie să știu? Că fratele Vali bolnav. Bă, cum să vorbesc cu cine să vorbesc, că n-am nicio treabă cu nimeni. Ce, eu am zis după cum am văzut și face ce ai văzut mai exact. Și la o persoană chiar am luat video-ul și am zis, mă, nu știu să zic minutul sigur din cap, pentru că programul a fost de patru ore, dar stai numai un pic cu mine pe telefon și să-ți arăt exact secundele de unde eu am sesizat faptul și am conștientizat atât cât am știut că fratele pastor Vali nu e ok. Și m-am dus și am arătat pe telefon, zic, uite-te acolo. Și face bine, de nu înțeleg cum ți-ai dat seama că e bolnav. Păi zic, uite-te mă acolo, tu-l vezi că omul ăsta... Eu am crezut că de vreo două, trei ori cade eu, uitându-mă la video, o atee, n-am nicio treabă cu religia, în timp ce îl vedeam pe fratele Pastor Vali online, duminică, adică luni dimineața când mă uitam în reloare la inaugurare, eu în gândul meu mă gândeam, Doamne, frate, Vali, fă bine numai nu de jos. Eu așa mă gândeam. Deci atâta milă mi era, dar nu milă din aia jocuritoare, nu, ca și cum mă gândeam, oare ce se întâmplă cu fratele Pastor Vali? Și eu nu sunt cu el, că încă îi cred că un video, mai de la începutul YouTube-ului meu, când am făcut un video despre el, în care l-am cam mustrat un pic. Deci nu ca și cum țin cu fratele Vale, nu, nu. Dar asta nu mă face dacă văd că e o problemă să dau într-un om sau să nu zic care adevărul, cel puțin adevărul din punctul meu de vedere, da? Și am zis, uite, te la omul ăsta, adică la fratele pastor, că era să cadă-te vreo tot jos. Eu zic, așa mi s-o părut mie. După aia, au fost niște secunde în care fratele Vali o încercat să citească din Biblie. Și nu a fost coerent. Chiar dacă a fost vorba de milisecunde, eu mi-am dat seama că fratele Vali nu e ok. Și mă gândeam, bă, oare, doare oamenii ăștia apreciază din biserică? Că totuși el, fiind secat de puteri, totuși S-o au contribuit acolo la inaugurare, că nu, trebuia să dai bine vorba aia, tri pastori, să vorbească toți trei. Deși Avram eu că am pus pe tăți la colț, ca să acopere pește ăștia la -ți doi, dar trebuia și vale să zică ceva, oare oamenii apreciază că omul ăsta nu s-o bine și s a dus în fața lor. Ce-am auzit eu, o fost că, bă, Naomi, cu cine ai vorbit? Cine e? Ca și cum cine e spionul tău, cine spune ție ce se întâmplă în betanie. zis, bă, voi aveți probleme. Dacă te uiți clar la video, și ai un pic de înțelepciune, și un pic de empatie, și un pic de suflet, vezi după om, am văzut după fața lui fratele Vale și după postura corpului și cum o încerca să citească, că el în câteva secunde s-o îmbălbâi de câteva ori, asta din cauza oboselii și problemelor pe care le-a avut. Și nimeni nu a observat, numai nu am observat. Cum să face, mă, că nu mai am observat? Cum să face? Și a acuzat pe alții că și mi au spus mie. Ce mi au spus mie? Eu duminică am văzut video, eu luni deja l-am înregistrat și marți l-am publicat, mă. Cine, ce să-mi zică mie? Și ca să vedeți coincidență, ca să vedeți coincidență, eu duminică noapte am ajuns acasă cum ar fi luni dimineața, nu l-am văzut între orele 1 și 5, că au fost de 4 ore, și pe urmă, luni când s-a făcut așa pe la mea, m-am înregistrat și pe data de 27 l-am publicat. Și ca să vedeți coincidență, că am avut dreptate că de fapt fratele Vale, pastor, pastorul fratele Vale se co confruntă cu niște probleme și eu am știut asta doar din câteva secunde uitându-mă pe YouTube, încă am dat șnapă, zi, bă, n-am văzut eu bine? Că eu știu cum predică fratele pastor Vale, eu l-am mai auzit pe el în fața la biserică. De-aia am putut să văd diferența între duminica cu inaugurarea și celelalte dăți când eu l-am ascultat. Că aveam cumva o imagine rămasă în cap. Adică cum știu că îmi ajunge să mă uit 5 minute la o predică de alu Avram și pot să-i găsesc o sută de probleme, la fel cumva mi-a rămas în cap și stilul de a predica al fratele Vali. Iar eu când l-am văzut duminică mă gândeam, bă, ceva nu e ok, nu e ok. Iar eu nu mai am permis să vorbesc despre omul ăsta. Nu! Că eu nu mai iau de oamenii bolnavi. Nu! Nu, nu e așa. Și nu îs așa. Când eu am publicat video, pe data de 27, abia astăzi am aflat de la cineva, care mi-au spus, Naomi, nu, nu știu cum ai știu și cum ți-ai dat seama, dar fratele Vali au lăsat un mesaj pe grupul de la Betania în care și o exprimat, nici nu știu cum să spun, și-au spus părerea lui, în care au cerut publicului pentecostal și membrilor de la Biserica Betania să-l îngăduie că trece printr-o perioadă dificilă, că o suferi niște probleme medicale. Da? Acum, vedeți voi, am mai auzit încă ceva, dar nu știu dacă e adevărat, dacă e adevărat, sunteți foarte penibili. Am auzit că faptul pentru care fratele Vale a început să se simtă așa rău, o fost din cauza faptului că a fost condamnat de alții, că de ce l-a invitat pe Leo Vrat, care ăsta, pe ministru da? și pe politicianul ăsta de întreprinderi, comerț și ocuparea forței de muncă, că de ce l-ar fi invitat, că dacă e gay, și cumva, pentru faptul că fratele pastor Vali s-a supărat, cel puțin așa am înțeles, din cauza asta el o întâmpina niște probleme de sănătate foarte grave, duminică, seara, luni, iar marți o publicat mesajul. Deci în timp ce postam video pe care l-am înregistrat luni, deci o marți când înregistram, când încărcam video, în același timp, dacă îmi permite să spun, sau în aceeași zi, Fratele Vali scria pe grupul de la Betania că întâmpină niște probleme de sănătate și că el nu se victimizează, doar are nevoie de înțelegere dacă se poate, dacă nu se vă duceți în gher la tăț. Asta am pus-o de la mine. De deci ce am avut dreptate? De deci ce am avut dreptate? Nu mai știți ce mă întreb? Oare dacă fratele Vali ar fi făcut infart duminică, sau în săptămâna ce urma după duminică, dacă ar fi făcut infar din cauza vorbelor grele pe care și le-a auzit, că de ce l invitat pe ministrul Leo Vratka, Oare nu erați voi responsabil de moartea lui? Oricum, eu vă zic eu, vameșul care de Naomi, dacă fratele Vali decedează în următorii 2-3 ani, îi din cauza amărăciunii pe care o poartă în suflet, din cauza pocăiților care o arunca cu pietre în el. Păi nu vi rușine, mă, pocăiți pe pocăiți, bă, să vă prigoniți. Înțeleg, pe mine nu mă place, că să e bun, are cumva logică. Dar penticostal pe penticostal? Să vă luați voi de fratele pastor Vale, asta în cazul în care adevărat, că bănuiesc eu că nu mă mințit acum chiar cu atâtea dezinformații să vină lumea la mine să mă mințească? Ca ce chestie v-ați luat, mă, de fratele Vale? Voi nu vedeți că omul e în vârstă? Eu v-am spus și eu fac așa cu YouTube-ul. Mă, eu de cine văd că poate, de cine nu îi dau paci? Dacă eu am văzut în câteva secunde că fratele pastor Vale de la Betania are probleme medicale, deși eu nici măcar nu știam ce știu acum, eu doar am simțit și am observat câteva secunde. Și eu am zis, bă, nu mai spun nimic de el, din respectat. Păi voi sunteți mai dezastru decât mine, vă. Să-l amărâți voi pe omul ăsta? care am înțeles că de fapt să mai confrunta cu alte probleme medicale, dar nu e problema și de competența mea să mă apuc să public aici historii lui fratele Valei, dar ținând cont că el o mai întâmpina probleme medicale în trecut, voi ați mai agrava starea, l-ați amărât, l-ați întristat imbecililor care sunteți, ăștia care vă sunt să vă fie rușine, că tot penticostal, vedeți voi, tot penti a dat într-un pastor. Rușine să vă fie, bă. Pentru ce? Că l-a invitat pe Leo Vrat, ca poate chiar a fost nevoie să-l invite. Poate chiar au fost de voi, că vedeți voi. Li-au vărat că ăsta e un politician și e ministerul pentru interprinderi, comerț și ocuparea forței de muncă. Deci cumva avea o logică că trebuia să fie acolo. Și v-ați aruncat cu vorbe neale. Și omul, pastorul vali, o suferi probleme pe care le o suferi după aia. Mă, dacă o făcea harta tax sau dacă face acum, din cauza voastră, mare, și voi sunteți responsabili pentru moartea lui. Și oamenii ăștia care ați aruncat, arunca cu vorbe grele în el și voi ăștia de la munte care nu v-ați dus că vai de să să o spurca biserica, ascultați voi ce vă spune Naomi Mureșan. Luați-vă o drujbă cu voi bă în rai. În cazul în care ajungeți în rai, luați-vă o drujbă că vedeți voi. Dacă vă pune Dumnezeu la aceeași masă cu fratele Vali, cu pastorul Vali, sau dacă vă pune la masă cu alții care l-au invitat pe ministrul ăsta, pe Leo Vratka, pe gay ăsta, cum îl numiți voi, să vă fie rușine, dacă vă pune la aceeași masă cu, acea, cu penticostale ăștia, cumva, voi nu suportați să stați cu ei la masă, pe păi dacă n-ați suportați să mai la biserică, cum să suportați să vă pună Dumnezeu la aceeași masă? luați vă o druș, bă, bă, și să teți masa când vă pune Dumnezeu, să teți masa, să puteți încăpea, că voi nu încăpeți fratele valimă, mă, nu vii rușine, bă. Și voi ăștia de la muntele Sionului, că nu v-ați ce, voi vă credeți special? Vă credeți ce? Nici eu nu-s de acord cu ce s-o făcut pe acolo pe la Betania, dar era de bun gust și de bun augur să mergeți, mă? Sau vă picau plombele alea pe care le aveți pusă de 50 de ani într-a damă în Bă, dar nu cine te crezi, mă, să nu acolo? Frate pastore David Cornel, cine te crezi că nu te-ai dus? Luați exemplu de ăla de la Betes, dar am uitat cum îl cheam oricum. Bă, măcar ăla s-o dus, ăla măcar și-o spăla mâinile ca Pilat. S-o dus, o băga în aligian, cam atâtea secunde o luat. Până o zis el ce zis, dau o trei secunde, e ca și cum o intrat, s-a dus în față și o spălat mâinile și o plecat. Dar voi nici atât n-ați făcut. Mai mult de atât l-a o pe fratele Vale. Omul ăsta a pus la suflet și după a suferit probleme pe care le au suferit. Nu vi ruș, nu mă, ticăloșuri. Și știți ce sunteți voi parșivi? Mi-ați dat foarte mulți dislike la video ăla, 242. Mă voi ăștia care mi-ați dat dislike. Vom mâncat râca pentru faptul că n nu l-am vorbit de rău pe fratele Vali? Că știți care e chestia? Dacă l-aș fi vorbit de rău, Că dacă nu mă ducea capul, puteam să spun, da frate, va, ai dormit în picioare când ai făcut prezentare câteva secunde? Putea să spun cu totul altceva, dar n-am zis asta pentru că mi-am dat seama că omul suferă, are probleme atunci, pe moment. Nimeni nu a scris public. În privat am primit aprecieri de la câțiva oameni. Eu zis, nu, oameni, nu știm dacă e bolnav sau nu, fratele pastor. Dar să știi că apreciem ceea ce ai spus. Și dacă se a a fi adevărat, bravo ție. Dar acolo public nu mi-a scris niciunul că bravo Naomi, în schimb dacă ziceam ceva rod fratele Vali, cu atât mai mult el în aceași zi a publicat mesajul cum că într-adevăr are probleme medicale, m ați fi făcut toți simțită public. Ca și cum, bă, Naomi, cum te de el că e bolnav? Dar pentru faptul că nu m-am luat de el și am ținut cu el vorba aia, niciunul n-a scris nimic. Nesâmțâților care sunteți, bă. Voi abia așteptați să fac o greșeală, dar așa greșeala la mine masive nu o să vedeți, mă, nesâmțâților. Să vă fie rușine, când nu mai permite acum timpul să mă registrez mai mult, să vă fie rușine că ați umplut suflet, sufletul de durere și amărăciune la pastorul uh, Valii de la Betania și că săracul e trist acum din cauza vorbelor voastre și pe urmă să vă fie rușine că abia așteptați să fac o greșeală ca să dați în mine, dar cu mine nu vă merge, că eu așa greșeală nu fac. Eu am știut în câteva secunde, minute să citesc durerea și suferința de pe chipul lui fratele Valii, eu am știut, bă. Că eu când m-am uitat la video, n-am mâncat sâmbul și m-am uitat pe tavan, m-am uitat direct în laptop. Și l-am văzut cum era să cadă. Eu am crezut că cade de vreo două, trei ori. Și eu mă gândeam, Doamne, și ferește, frate, dar să nu caz. Eu mă gândeam de la laptop, după ce a fost gata programul. Să vă fie rușine că vă prigoniți voi pe voi. Foarte rușine să vă fie.